Maria, de a sta în fața spumei culturale a Lugojului, oameni de cultură și dacă sunt obișnuit să vorbesc la sute de oameni cu ocazia slujbelor, o fac natural, fără emoții, dar sincer vă spun, astăzi prezența dumneavoastră mi-a creat o emoție plăcută, frumoasă pentru sufletul meu și mă simt împlinit. Nu sunt om de cultură, nu m-am considerat niciodată om de cultură. Sunt iubitor al culturii și sunt teolog. Și ca teolog, dați-mi voie să vă salut cu creștinescul salut, Hristos a înviat. Vă mulțumesc. O să vă prezint în mare ce am scris și de ce am scris. Sunt licențiat în predică de marele profesor Dumitru Călugăr, cu doctoratul luat la Iena, cu 40 de ani în urmă, când am fost student, dânsul avea 70 de ani când ne preda la catedră, avea vreo 40 ceva de ani de catedră. Așa arătau din punct de vedere intelectual profesorii noștri la Institutul Teologic din Sibiu, pe vremea aceea. Ne-au învățat să ne placă frumosul, ne-au învățat să ne placă oamenii, ne-au învățat să fim patrioți cu ghilimelele de atunci. Asta era vremea. Nu puteam să fim decât patrioți în stilul nostru preoțesc. Dar a fi patriot înseamnă să-ți iubești țara. Dacă îți iubești țara, te interesează mai puțin. Te deranjează când cei de sus fac lucruri care nu ne plac. Că am auzit la început că s-a vorbit despre marele om care ar putea trata pe cineva de comunist. Nu este treaba noastră a preoților, este treaba societății. Dar nu înseamnă că pe lângă acei oameni noi nu putem să ne iubim țara, să ne iubim cultura, să iubim oamenii. Și din iubire pentru oameni am încercat și eu să scriu, pentru că e bine să lași oamenilor ceva scris, că te aud momentan când le vorbești. Dar scrisul rămâne și când nu mai ești. De aceea m-am gândit și eu, în 1999, să scriu cartea Teologia Pocăinței, prefațată de profesorul universitar, doctor protopopul Vasile Petrica de la Reșița, un om de mare cultură și mare teolog. Apoi, în 2001, am scris Pildele și Minunile Mântuitorului, o carte care n-am văzut eu atât de reușită, că eu n-am făcut altceva decât să expun ceva oamenilor, să le prezint ceva. Dar domnii Simeon Todorescu și Mariu Sârbu mi-au făcut o surpriză deosebită. Am fost chemat, mi s-a cerut cartea și în cartea scritorii lugojeni pe care dânșii au scris-o, mi-au publicat câteva capitole din Pildele și Minunile Mântuitorului. Și îmi place și acum când caut pe internet, aceasta este cartea cea mai plăcută. Dar de ce? Pentru că lumea este interesată. Și noi aveam datoria ca teologi să prezentăm învățătura creștinească. Pentru că știm că după Revoluție trebuiau învățați și oamenii în vârstă, nu numai copiii, în ceea ce privește religia. Pentru că așa erau condițiile. După aceea m-am gândit să scriu și copiilor o carte. Și am scris în 2007 cartea Copiii Vestesc pe Hristos, o carte prin care le dădeam posibilitatea copiilor să interpreteze niște piese religioase, două din ele făcute, compuse de Traian Dorz, care era foarte hulit pe vremea comunismului și mi-aduc aminte că s-a găsit la mine o carte de poezia lui Traian Dorz și am avut mari probleme și nici nu mi s-a mai dat înapoi. Și două din piesele pentru copii, de Crăciun și de Paști, le-am scris eu.
copiind cumva stilul de lucru al marelui teolog, fără teologie, ca facultate de teologie, dar un trăitor adevărat al religiei. După aceea am scris în anul 2009 Biserica Învierea Domnului, de care sunt legat sufletește, pentru că de la dărâmarea cazărmii militare din Lugoj și ridicarea acestei biserici până la pensionarea mea de anul trecut, mi-am legat sufletul de ea și mi-a venit ideea. Eu zic, ca teolog, că Dumnezeu mi-a trimis ideea ca să rețin eu lucrurile esențiale din construcția bisericii la început până la sfârșit și le-am expus într-o carte, încât acolo, după ce am citit-o eu, când a fost terminată, tipărită, am zis, aș vrea să mă duc în glumă, bineînțeles, să-mi dau licența în construcție și arhitectură, pentru că am prins toate momentele cum s-a construit această biserică. Am zis că e bine să se știe în Lugoj, așa cum ne place să ne amintim de biserica cu două turnuri și de pictul ei Gurean, am zis să se știe cum s-a construit și această biserică, fiindcă această biserică s-a construit numai pe banii credincioșilor, nu pe banii statului. Și asta poate puțin știu. Am făcut demersuri. Am purtat corespondență cu guvernul de atunci. Tot ajutorul care mi l-a dat statul a fost că în timpul fundației acestei biserici, ca o curiozitate pe care e bine să o știți și dumneavoastră, că face parte din orașul nostru, aveam 58 de milioane pe vremea aceea valoarea de construcție a subsolului, a fundației și a subsolului. Și îmi vine statul român cu obligație de a construi un adăpost ALA, care după planul lor trebuia să mai coste 48 de milioane. Deci aproape cu toată fundația. Am fost foarte necăjit, am purtat corespondență și acelui comunist Iliescu i-am scris. Nu mi s-a răspuns. Singurul care mi-a răspuns a fost la Timișoara domnul Ganț, dar când mi-a răspuns? Când deja a căzut legea aceea și a spus l-ați construit, folosiți-l pentru alte spații, că nu mai este obligație. Dar eu nu puteam să fac întâi zidurile, să aștept să vină legea lor. Eu trebuie să-l construiesc și acela de postul. Și să știți că sub Biserica Învierea Domnului vă puteți ascunde, dar să dea Dumnezeu să nu aveți nevoie să vă ascundeți niciodată. Să nu avem nevoie de acela de post niciodată. M-am bucurat de construcția bisericii și de aceea am zis, am și consemnat în cartea mea cum s-a construit. Și în 2012 am zis, ce să mai scriu? Hai să mai scriu ceva și am scris cartea de predici, care are predici pentru toate sărbătorile, pentru toate duminicile conform calendarului și pentru... N-am făcut-o să învăț pe oameni. Am făcut-o să fie la îndemâna credinciosului, care nu vine duminica la biserică, nu poate veni sau are altă ocupație și... Se duce și întreabă pe altul, și eu zis popa la biserică astăzi? Și ăla zice, au, Doamne, ca frumos, o vorbi popa. Păi și eu zis, nu știu. Și atunci eu am zis, las că e bine să le dau eu o carte. Și să poată să citi, să citească la cuprins, zice, ce duminică e astăzi? A 24-a după Rusale, la pagina cutare. Și citește însemnătatea, deci predica, pentru ziua respectivă. Am zis că mi-ajunge. Faptul că am ieșit la pensie, mi-ajunge. Și totuși nu m-am putut astâmpăra și am mai scris o carte, Izvorul Mântuirii, anul trecut, o carte prin care vroiam să dau tot o învățătură credincioșilor mei. Deci nu sunt filozof, nu sunt om de mare cultură, sunt teolog și mi-am făcut datoria. Și asta am început-o cu primul capitol și cu asta închei că v-am plictisit și ziceți, o veni popa să ne predice și la pub. Am scris despre cunoașterea lui Dumnezeu și, în concluzie, vă voi citi un singur paragraf. Creștinismul nu este o școală filozofică care speculează cu noțiuni abstracte. Și, înainte de toate, este experiența comuniunii omului cu Dumnezeu cel viu. Prin apofatism se evită reducerea lui Dumnezeu la mintea naturală a omului și se caută să se adapteze mintea omului la realitățile vieții și comuniunii dumnezeiești ale Sfintei Treimii.
Această comuniune este trăirea creștinului în plan duhovnicesc. Relația lui cu Dumnezeu cel viu prin iubire. Cunoașterea lui Dumnezeu și a voii lui Dumnezeu se impune ca o necesitate pentru realizarea comuniunii de care vorbim. În centrul creației lui Dumnezeu se află omul ca ființă specială, singura care se poate mântui dobândind veșnicia prin Iisus Hristos. Omului i s-a dat porunca cea mare, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar pentru a-L iubi pe Dumnezeu, mai întâi trebuie să-L cunoaștem. Vă mulțumesc! Vedeți că trag și clopotele când vorbesc. Fremus Valeriu Giorgioni, poet, creștin, religios, eseist, prozator, veșnic în relație cu cărțile și cu literatura altora, dar și cât se poate de întors spre gândurile și meditațiile proprii. Remus, te rog. Voi citi un poem dintr-un viitor volum despre mare. Un poem care este cald încă. Dacă remarcați, n-am zis încă cald, ci cald încă. Deși afară este încă frig și nu este timpul de mers la mare. În cărțile mării citind, din jurnalul de bord al lui Demiurgos. Fără odihnă pleacă marea mereu la întâlnirea cu cerul. Citesc într-o carte semnele albe ale depărtărilor. Fără odihnă se întoarce mâine la țărmul dorit, de care tocmai s-a depărtat, pe care l-a tot îmbrățișat până la năruit. De teama singurătății, marea face toate acestea. În menghina-i mare, prinzând marinarul, iar când dimineața împun urechea pe vânt, marea vuiește în larg vulturește. O mare lunatică, vorbind în somn, aiurând, huruind pe role lichide, ca un lanț de lucefere, dar iată ceva ca un lanț muntos ce se clatină în zare, se zbate pe orizontul de platină. Dimineața auzeam marea vuind în cer, fremătând cu murmurul acela inconfundabil ce-i doar al pădurii. Pornise în horă huruitoare de hurii. Un întuneric lichid se rostogolește peste adâncele temelii ale lumii, clătinate amețitor, marea cu sânii ei rotitori, parcă aleargă pe sânii, alăptează luceferi cu lapte de tânără parcă. Amând cât pot întâlnirea cu marea, atunci ea vuiește amarnic în mine, forțând bariere, distruge diguri, baraje și barje în caruselul amețitor. Iar eu ce-aș mai putea înțelege din conversația ei cu cerul, nevindecată, isterică, mare, bolborosește, în vântul produs de moriștile aștrilor. Marea vuiește în larg, vulturește. Iar eu, ascultând fâșuitul acela de aștri și perorările vântului risipind frunzare lichide pe zare. Mulțumesc! Repriză muzicală, Paul Tudoran.